consider muzician de rock la origine. Muzica este un limbaj universal. Instrumentul la care gândesc muzical este gitara. Sună frumos și un bure de Bach. Asta este o parte din bureul de Bach. Îl cântam eu și îl mai cânt acum de plăcere. Cu niște ani buni în urmă am cântat mai mult la gitara clasică. Am studiat, acum nu prea mai am timp, mai am și proiectele, dar cânt cu plăcere. Eu cred că muzica, în general, cum spunea și Enescu, întrebat fiind, nu există muzică grea sau muzică ușoară. Există o muzică care pătrunde în cotloanele alea cele mai ascunse ale sufletului omului. Muzica este o energie care pleacă de la un instrument, în cazul nostru, înspre cel care ascultă instrumentul. Că este o persoană, că este, sunt 10 persoane sau sunt 20.000. Și pentru muzicianul de concert, în cazul ăsta, energiile se întorc de la publicul, trimite și el la rândul lui răspunsuri, care, așa subliminal sau subconștient, te încarcă. Muzica este o formă de a-ți îmbrăca interiorul pe care fiecare dintre noi îl are. Se creează noi combinații timbrale, noi sunete, noi alăturări de sunete și așa mai departe, în funcție de instrumentele la care cântă muzicienii. Lucrez și pe celelalte două producții muzicale oficiale pe care le-am scos. Am lucrat cu foarte mulți muzicieni din toate genurile astea și pe discul ăsta, la care triplu album va fi, la care lucrez acum, lista este mare, muzicieni aparținând din toate zonele enumerate, de la cântăreți din frunze până la jaziști. Restul muzicienilor care sunt muzicieni profesioniști, indiferent că provin din operă, din muzica clasică, din muzica rock, din jazz, din muzica corală și așa mai departe, sunt muzicieni profesioniști care, pentru acuratețea sunetului și pentru gradul lor de a putea să registreze, îi înregistrăm aici în studioul ăsta performant. Și apoi materialul, cum spuneam, vine după ce sunt gata înregistrările, vine mixat și apoi masterizat.